Bine v-am găsit, stimați telespectatori, în viața mea a avut loc o schimbare. Când ești tânăr, schimbările sunt astea, nu știu, o nouă iubită, o nouă nevastă. La vârsta mea, schimbările nu pot avea loc decât la nivel de device-uri. Slavă Domnului că am pasiunea device-urilor, pentru că laptop aș putea să am pasiunea iahturilor sau avioanetelor. Vă imaginați, aoleu, a apărut un iaht nou, ia să-l cumpăr. Mă rog, n-aș avea cu ce. În consecință, aveam All-in-One, care era de mult timp. All-in-One este un monitor, fac așa o lecție, care are și calculator în el, unul greu. Dar acel All-in-One, fiind de vreo 4, 5, 6 ani, a început să-i se ducă culorile. Sigur, puteam să rezist, dar chiar așa de o dreapă, că să mă uit la el, la culorile. Și atunci am apelat la noua tehnologie, nu e și vă recomand și noastră, deși eu n-am nicio afacere de câștigat, că nu fac publicitate, nu sunt influencer de publicitate, deși aș putea să fiu ăștia care vând device-uri, ar putea să, că oricum eu fac publicitate. La aceste monitoare, care cu mini-PC, sper să n-auziți un fâșii, pentru că mini-PC este o cutiuță mică, așa, conectez acolo, dar ele sunt curbate. Și mie îmi place undeva așa, așa că acum nu mă uit pe un monitor lateral, care eu o să-l pun, ci pe principalul monitorului care sunt acasă, am luminile și de-aia se vede un pic decorul schimbat. Sper să iasă bine. Bun. Astăzi, călduri mari și dintre evenimentele culturale ale personalității mele, am primit prin intermediul Corei Munteanu o carte de la domnul ambasador Viorel Isticioaia Budura, O privire spre Asia, amintirile unui ambasador și ambasador paranteză pensionar. Domnul Viorel Isticioaia Budura a făcut și o prefață la cartea lui Daniel Tomozei, dar știu mai de mult, mi-a trimis aici și dedicație, mă rog, de complezență, nu contează. Domnul Budura a fost ambasador în China și își povestește aici amintirile de ambasador. Bine că n-a fost în Rusia. Dar probabil că nu, în curând, în cadrul acestui război planetar în care noi facem parte din, să zicem, coaliția multinațională condusă de America, pentru că noi pe acolo, împotriva Rusiei și a Chinei, împotriva Chinei știți foarte bine că deci acum n-am făcut 5G, că noi avem o treabă cu Huawei-ul, așa. Da? Bun, stați așa să caute ceva. Bun. A fi ambasador... Ce-a luat o rasnă? Băi, ce-a apucat-o pe tableta asta, mă? Doamne, maică, doamne. Deci de una singură. Ca să vedeți, da? Așa, așa, da. De numele Budura mă leagă o amintire. În timpul pandemiei voiam neapărat să fac un interviu cu Romulus Ioan Budura, fost ambasador al României în China, care înțeleg că este socru domnului Viorel Isticioaia Budura. Tată, nu contează, oricum pe Budura. Și tot doamna soția, aici pun pentru că am niște date aici, frate, așa. Ce are mătă să... Eu cred că s-a prostit asta. O toară din asta. S-au stricat tabletele. Samsung. Și tot punea o condiție ca a interviului, să fac o vizită domniei sale acasă, nu știu,
prin București, nu era nicio problemă, dar era perioada pandemiei și nu știu, nu m-am dus și până la urmă domnul Romulus Ioan Budura a murit pe 24 iulie și a fost până și ambasadoarea Chinei, a scris aici. Ce să vrem să fac? Să fi terminat ăsta. Cred că mi se... 3%! Aoleu! Păi da-ne, măi, oameni buni! Deci când vedeți așa ceva, fuga, băgăm aici. Eu v-am spus, există... nu știu, și la noi e unul care fac demo. Când apare ceva, un device, îl prezintă. Vă spun eu că e bun. Deci hai să vă spun cât de bun. Am făcut o paranteză. Oricum, cumpărați această carte. Hai să facem așa, obică. Mă pricep la device-uri. Că tot nu s-a întâmplat nimic pe scena politică. În lume, în... printre device-uri astea, laptop-uri, tablete, există și acele e-readere, deci care pui cărți pe ele și le citești, care imită hârtia. De ce acel lucru poți face pe tablete? Cum e Samsung-ul? Uite, acum e și-a revenit, vezi de-aia? Îmi dădea semn că stâmpit, acum gata. Acum gata, merge, nu mai e nicio problemă, da? Așa... deci am ba, și aici se, ajung la asta, la mă întorc. Deci acest e-reader, deci eu am clasic, firma este Kindle. Kindle are aceste e-readere, ei sunt arondate la Amazon, Amazon Kindle, și pe ele se găsește un magazin de cărți electronice pe care îl o descarci, eu folosesc mult cumpărarea de carte electronică, nu de carte vie, și după asta poți să-l citești pe mai multe, în PDF. Dar device-uri, inclusiv pe Samsung, pe iPad, dar poți să-l citești pe Kindle. Chinezii, că ajungem la chinezii însă, care au încă o dată, mie îmi plac în domeniul acesta al electronicii, bănuiești în alte domenii, chinezii sunt singurii producători din lume care sunt foarte atenți la ce vrea consumatorul. Apple e cu din ăla, cu șmecherași, cu trotinetiști, cu păroși, cu ăla, cu ăla, cu care scoate Apple, iPod, iPhone 14, 23, care de fapt are numai o chestie mică și toată lumea leșină să cumpere iPod, deși el, iPod-ul, se spune iPod-ul 20, și nu diferă cu nimic de 19, de 18, de 16, de 17. Din punctul ăsta de vedere, m-a învățat cineva o șmecherie, era legat cu Samsung Note. A apărut Samsung Note 10, nu 20. Și era pe piață Samsung 9 și mi-a zis, nu, mi-a zis, cumpără Samsung 9 și mă tăi de preț, că Samsung 10 nu diferă, de regulă sunt foarte mici, nu sunt salturi, adică următorul este ceva de, te dă la, de exemplu, Samsung One Fold, deci ăsta care se deschide, care l-am eu, este 2, acum e și 3, mai scump, nu are nimic, tot așa, are un schimb acolo. Bun. În acest domeniu, chinezii sunt și mai buni. Și ei au făcut așa numitul Onyx. Se găsesc multe la IMAG, la ăla. Onyx-ul este o tabletă, care un e-reader, care imită hârtia de scris, de ziar, de carte, dar are un avantaj față de Kindle și față de Kobo, față de altea, că poți să și scrii. Adică vine însoțit de un stilus, de fapt cumperi stilusul și la un moment dat există o aplicație care împarte ecranul în două, v-am arătat la mine. Într-o parte este documentul, cartea, pagina de carte pe care o citești și în cealaltă poți să faci însemnări. Deci nu puteți să mai duci, iei o foaie de hârtie când scrii sau că la mine s-o măzgălesc pe asta, pe ultima pagină. De asemenea, poate să fie în partea azaltă și
un alt document. Problema este că la acest, că Onyx-ul a mai prins Google. Problema este că ei, în momentul în care există și o aplicație, că de acolo a pornit, la acest Onyx, am Onyx, acum e ultimul, am 13 mare, am și 10, dar am 13, poți să pui o pagină în engleză și alături o traducere. Din nenorocire, Onyx-ul, toate variantele, este și una în color, au din limba slovenă, din limba, dar n-au din limba română. Și am aflat că au apărut pe piață Huawei, s-a vărut, altă firmă chinezească, care a făcut acest, poate ați auzit și noastră, Huawei Mate Pad Paper. Este un Huawei Mate Pad tabletă și Mate Paper, care este și primul lucru la, și culmea este, culmea, în România, cred că și în Europa, o să găsiți la Altex, n-am pomenit, la Băneasă, n-am pomenit așa ceva. M-am dus într-o zi, nu știu ce, să cumpăr ăsta televizor, ăsta curbat, și am văzut acolo și nu l-am, nu m-am zic, bă, am Onyx-ul, că e mai bun. Însă, m-am gândit așa într-una din zile, mă, dar dacă ăsta are și pentru limba română traducere. Și m-am dus, de aia povestesc, la Altec, la Media Galaxy, la Băneasa, și că de acolo când intre, vin vreo trăiești ce vreți, ce poftiți, că ei pun pe fiecare device pe care îl cumperi, pun un cod al lor, nu știu, îi plătesc mai mult, dar oricum, e deja, este unul din magazine, este unul în care când intru, sunt cinci care zice, nu vreți ceva, ce vreți, cu tare, cu tare, cu tare, bun. Și am dus cu un tânăr acolo, care cum nu mă știa, nu știu, și era la expus acest, este nu că l-am, da, uite, care este, fac reclamă, pe cuvântul meu, domn, dacă vreți să mă credeți, nu iau niciun ban, n-am, eu fac că știu că sunteți foarte mult pasionat de device-uri, și vă recomand. Normal ar fi acum eu să fiu influencer, Huawei eu să mă plătească. Bun. Care este avantajul? În primul rând că vine cu un stilus. Uitați-l aici. Deci vine cu un stilus care se lipește aici și cu, e așa ca un fel de carte, da? Stilusul e foarte bun pentru că și Samsung are această prostie, stilusul e magnetic, dar nu-i prind și e o fiel magnetic, dar când îl pui în geantă, cade. Bun. Frumos. Este de 10,3 inci ca și Onyx-ul 10,3. Problema e în felul următor. Că eu am început să umblu la el. Tânărul a început să... domnule, zic... Are, zic, din câte am citit eu, dacă dai cu deștiul, nu știu cum, se împarte în două. Nu se împărțea. Eu am crezut că e de jos să țină minte de sus în jos. A sunat pe un tânăr care lucra la Huawei acolo. Nu știa nici el. Și zic, stai puțin, și în felul acesta i-am spus și când colo avea traducere în, și în română. Dar atenție, numai pentru cărțile Huawei a făcut o chestie extraordinară. A făcut, eu vă recomand. Deci are el un magazin uriaș de cărți. N-are Google, dar e înlocuibil. Un magazin uriaș de cărți electronice. Culmea este în acest magazin, care unde se plătește în bani românești, nu e așa scump, am găsit cărți care nu sunt nici pe Amazon, nici pe Google Play, nici pe Apple, că și Apple are. Culmea. De exemplu, despre Leonardo da Vinci am găsit o carte tradusă de China Internațional din rusești a unui rus. Un roman despre Leonardo da Vinci. Am găsit, dar destul de scumpișor, o carte în engleză despre bătălia dintre Imperiul Chinezesc și Imperiul Rus pe 1700 pentru cucerirea centuriei turcomane. Uzbekistan, și foarte Asiei Centrale, zice istoria Asiei Centrale, dar e foarte interesant că acolo autorul spune că se întreabă, dar ce căutau rușii încolo?
spre Asia. Era stepă și ei căutau, apropo, de frontierele naturale. Da. Deci are însă, dacă cumperi o carte din... Ar și eu n-am găsit multe în românește. Din acest magazin, ea poate fi tradusă, deci o pui în partea la jumătate tabletă în două, cum e asta, așa o pui așa, în partea în două, da? Azi vă arătă și fac așa, demo, da? Deci de aici se dă drumul, da? Vedeți, așa este tableta, da? Aici dacă faci așa, uitați, vedeți, adnotare în sensul că poți să subliniezi dacă faci așa. Permite, da, nebunesc tot ce nu mai permisiuni, da, uite, vedeți? Uitați ce frumos. Hai mă, unde vă? Băi, camera, unde te duci? Uitați așa. Sau, adnotare, uitați ce poți să trimiți, sau... Hai, nu, hai, lasă-ne cu adnotarea. Sau împarți foaia în două. Și atunci aici se împarte în două. Aici e varianta englezească și aici este varianta și românească. Dar are varianta românească. E foarte interesant această preocupare a lui Huawei de a avea și cărți. Deci, ce nu găsești pe marile magazine de cărți electronice? Scribda, Amazon, Amazon France, Amazon It, Amazon.com, care cu Kindle, pe Google Play, vei găsi însă în acest uriaș magazinul Huawei, unde sunt cărți unele foarte interesante, adică le-au achiziționat ei așa în stilul lor. Bun. Am ajuns, deci, regretatul Ioan Budura a murit, doamna Budura mă caută, trebuie să trec pe leacă, vrea să la nou și unde am vrea să scriu o carte despre soții care n-a scris, dar oricum, domnul Viorel este Cioaia Budura, a scris această carte, O privire spre Asia, de ambasador. Eu, dacă vreți să mă credeți, ca un om, ca un istoric, un bătrân, cum să spun, știu, suntem într-o coaliție și suntem din aia, pașalăc, adică eu totuși aș fi un pic mai inteligent ca politică și bă, totuși față de ruși, dacă vreți, sunt uluitor, încoate, este uluitor, uluitor la acel, cum am zis eu, mall de vis-a-vis de aeroportul din Bergamo, probabil că mulți știți, că foarte mult vă duceți acest aeroport ca să merge la Milan, între noastre, a fost la aia, cum ar fi media galaxielor, World Media, slab, mai slab ca media galaxielor, nu-i? Dar acolo, în mall-ul ăla, era un salon Xiaomi, alta. Și niște și repet, vă spun ca un consumator de cu telefoane, este o putere tehnologică în materie de device-uri preocupată foarte mult de ultimul răgne, de ultima nouătate, adică de ce mai vrea, de camere cât mai bune, de... Am dat și exemplu ăsta. Deci, deși Onyx-ul este pe piață, au venit și arte foarte important, am uitat să spun, are acest Huawei Mate Pad Paper, care se găsea în România și cred că în toată Europa, că n-am văzut nici pe IMAG, nu? Are posibilitatea și destul de bună. Când scrii în românește, nu știu, Klaus Iohannis e un bun președinte, are acolo o aplicație și îl transformă în text bătut la mașină. Adică nu, mici greșeli. Bine, acum trebuie să scrii, că eu te pot scriu ca un doctor. Dacă scriu cât de cât atent, iese, da, foarte bun. Posibilitatea ca în timp ce iei note, să poți să și înregistrezi, să vorbești și apoi iar continui nota. Bun. Am făcut publicitate pe gratis. Vă spun, ar trebui să fac o rubrică de asta, pentru că eu sunt un om care vorbesc despre device-uri pe care
cu care m-am confruntat, pe care le știu, care știu problemele, care, adică, v-am zis, când m-am dus la ăla, am plecat de acolo și omul a rămas cu multe lucruri nu le știa, toate aplicațiile cu ăla, mi-a arătat cu aplicația, că poate Apple, apps-uri, galerii, Huawei, aria de galerii, de, adică multe aplicații din astea pe care singura problemă este că atunci că poți să pui multe cărți, ca și pe orice Kindle, ca și pe Kindle, are numai PDF și parcă EPUB, nu are și Word-ul, da? Transform Word-ul în PDF, am zis eu. Bun. Pe plan internațional, ce pot să vă spun este că rușii au cucerit-o Lugansk. Ce-mi place mie la presa lumii este următoare. Când ucrainenii anunță ceva, am cucerit satul cu tare, știrea, titlul este ucrainenii au cucerit satul cu tare. Când anunță rușii, deci acum anunță în sensul că ministrul apărării a dat un comunicat că l-a anunțat pe președintei, presa lumii, mă rog, alături în care și din care face parte presa și presa noastră, dă titlul. Rușii susțin că, păi, într-adevăr, susțin pentru că nu ai confirmată. Dar de ce la ucraineni nu există susțin că? Iar din coace este rușii susțin că? Apropo de asta, am făcut undeva o afirmație și din ea doamna Floriana Jucan a făcut așa o Cora, citește Atene Palas, este o carte a unui, nu știu, imprezoace, și descoperă pe Codreanu. Cora, să-mi spui mie, cine Codreanu, da. Ea a publicat, cred că pe Facebook, sau pe TikTok, pe Facebook, această chestie, și care spune așa, singurul care știe cum se va termina războiul e Putin, pentru că e singurul care știe ce vrea. Ion Cristoiu la Mare Sucășou. Da. E, probabil nu o să atace Odessa. O să vă povestesc într-o seară, de fapt, de ce nu scade în sondaje Putin. Adică și după, dacă vă spun sigur, scopul acestei operațiuni, cum spun el, speciale, n-a fost nici cucerirea Kievului, nici răsturnarea lor, a fost cucerirea și rusificarea acelui teritoriu, oricum el e rusofon, Donbasul, pentru că acolo sunt ruși. O să vă vorbesc, pentru că după 1990 s-a întâmplat în felul următor. Deci în toate acele republici sovietice au fost trimis ruși de la Moscova sau de la Leningrad, da? Și au ajuns în Letonia. A venit 90, Letonia este independentă și ca orice țară pițifelnică, țările baltice or fi ele, cu a fi avântați. Cât un cartier din Shanghai, cât o stradă din Shanghai, au devenit ca toate statele pițifelnice naționaliste, înrăite, cum să spun. Așa au fost și ucraineni. Și de, așa cum mai rău decât au făcut cu românii de la Cernăuș sau cu ungurii din Bucovina, Bucuru, ei au procedat cu rușii din Donbas. Ei sunt acolo majoritari în Donbas. Și din câte îmi dai eu seama, rușii din 2016 au dat într-una la televizor la ei cum îi beleau ucrainenii. Că beleu sunt aproape sigur, pentru că în timpul cel de război mondial, poporul cel mai apropiat de Hitler nu au fost românii, au fost ucrainenii. Adică ei nu au fost colaboratori, colaboraționiști, cum ziceți, bă, zice, aoleu, au venit și primarul, trebuie să fie un primar pus de nemți. Nu, au fost chiar, și cum vă spuneam la Vasile Grosman, au fost au trimis în lagările morții, au omorât mareșale Uniunii Sovietice. Deci au fost pentru că erau antiruși. Nu știu ce treabă e cu ruși, de ce se ceartă. Da? Și atunci, după această campanie, rușii
Eu dacă sunt rușii, au zis, băi Putin, băi, vorba lui ăla, lui Țopăile. Băi, stai puțin, noi avem arme nucleare, spuneți că suntem putere militară, că suntem, că stau de vorbă americane cu noi și acolo ucrainii ne belesc pe noi. Nu poți să faci ceva, probabil că a încercat, n-a reușit și scopul este acesta. De aia spun asta nu pentru a justifica agresiunea, cum zic ăștia, ci pentru a explica că se va limita la Donbass și apoi e pe poziție de apărare. Probabil că Zelenski va începe cu armele pe care le dau americanii o contraofensivă și atunci va începe cu adevărat un război. În momentul în care ei vor încerca, ucrainenii, să atace acele poziții și să-i arunce în mare pe ruși, inclusiv din Crimea, în acel moment, cred că rușii o să pună cu rachete și o să toace Ucraina de o să-i sară capaci. Totul depinde de Zelenski, dar eu nu-l văd pe el vrând, voind pace. Bun. Din câte știți, iată o știre dată de Antena 3, este cea în legătură cu dezastru de la aeroport. Ia să vede. O loterie în această vară, pasagerii stau cu ochii pe tabelă pentru a afla dacă vor ajunge sau nu la destinație. De la debutul anului, 15% din totalul curselor aeriene de pe aeroportul Otopeni au suferit întârzieri sau au fost anulate. Sunt și români însă care au pierdut zborul pentru că pilotul, de exemplu, a demisionat. S-a întâmplat la cursa cu ruta București-Bari a unei companii low cost. Călătorii au pierdut astfel mai multe nopți de cazare pe care, bineînțeles, le plătiseră deja. Astăzi trebuia să plecăm la ora 3 fără un sfert. Citește, uite. Zborul Otopeni are întârziere estimată. Deci trebuia să plecați astăzi. Joi și plecăm astăzi. E joi, vineri, sâmbătă, duminică. 4 zile. 4 zile. Joi noapte am dormit aici. Au dormit copiii pe bagaje, pe grafurile astea la geamuri. Cum adică pe banii mei și zic cine-i dă să mănânce atâtea zile până duminică când s-a reprogramat zborul? Și a zis dumneavoastră, pe banii dumneavoastră, păi eu mi-am plătit un bilet, eu n-am plătit să mă duc la hotel sau, da, așa îmi plăteam hotelul, nu? Să-și angajeze oameni competenți, nu piloți care să-și dea demisia în ultima 100 de metri, să-și reglementeze conturile și datoriile care le au și să ne dea o mână de ajutor nouă care suntem clienți. Eu am plătit 63 de euro de persoană, nici măcar banii nu vreau să-mi dea înapoi. Atunci nu mai interesează să-mi dai cazare, dă măcar banii mei care ți-am plătit biletul, plec cu altă companie. Am stat exact peste 24 de ore. Până fetei mele nu i s-a făcut rău, a căzut din picioare, a leșinat, am pozele, am chemat salvarea, fata mea a vomitat, eu de la ora 6 dimineața zbieram la ei, spunându-le că fetei mele îi se face rău. Eu fac reclamație, mi se scrie în prima reclamație, îmi dau răspunsul că problema nu este a lor, problema este a traficului aerian. Nesimțire! Nesimțire, inconștiență, incapacitate, nu știu. Este o vorbă la noi că stai mai rău ca și câinele. Mai rău ca și câinele. Eu am un câine acasă și stătea și dormea în fotoliu. Să le fie rușine. Deci, eu nu înțeleg. Am venit de la Bergamo tot cu Ryanair, dar nu am avut probleme, dar am înțeles că e o nebunie. Deci e o nebunie, nu pot să-mi explic. Eu am tot explicat. Occidentul a ieșit din pandemie ca un om în convalescență. În timpul pandemiei nu s-a produs mare lucru. Nu au sporit neproducându-se, nu au venit bani la buget. Statul a aruncat bani peste tot și în Germania și în Franța și în Italia și în Spania pe seringi, pe măști, pe sprijinul întreprinderilor mici. Și când s-a terminat pandemia, a zis, bă, se termină pandemia și economia duduie. Ca să duduie economia la țările occidentale, trebuie să vină gazul care venea și pe țeavă, la ruși. Pac, pac, a venit război. Și a venit războiul și gândiți-vă că e un om care de-abia a ieșit dintr-o boală cumplită, de-abia se ține pe picioare și lovește o altă boală și mai era. Gata, din punctul acesta de vedere, deci este o chestiune acumulată. Normal era să nu fie război. Dacă nu era războiul, își reveneau, pentru că acum s-au tipărit bani, s-au dat bani, s-au aruncat bani. Și acum a venit odată nebunia cu înarmare. Care, ce înseamnă înarmare? Eu n-am mai pomenit încă și când eram comunist sau când în regimul comunist și după 1990,
A fost summitul NATO. N-a existat summit NATO, inclusiv când a fost la noi, să nu fie demonstrație pacifiste ale tinerilor care sunt împotriva NATO. Nu. Tot Occidentul acum, mai ales tinerii care se uită pe Netflix și cred că războiul ăla de pe Netflix, adică, pac, dai înainte, dai înapoi, vor război. Dacă vor război, în așa fel încât un război la care ei se uită la televizor. Războiul e mai complicat. Și atunci nu vrea nimeni, un cu altă, spuneți-mi și mie, dați-mi undeva o demonstrație pentru pace. Germania se înarmează, Franța se înarmează, noi nu mai spun. Deci, aceste înarmare presupune să cumperi arme și ca să cumperi arme le iei de undeva banii, că deci, armamentul pe care îl cumpără statul, îl cumpără cu bani de la buget. Bugetul vine din taxe și impozite. Până acum, cum era în Germania, ăla din taxe și impozite era în sănătate, în infrastructură, acum se duce în arme. Lasă la o parte faptul, un lucru foarte, foarte grav, că militarizarea societății. N-am auzit până acum, eu sunt civil prin definiție, militarii sunt în prim plan, militarii vorbesc în fiecare zi și din acest punct de vedere este o mare victorie a lui Putin. Faptul că îi obligă pe occidentali să cumpere armament, de deci să ia de la protecție socială, de la Occidentul, prin aceasta a fost extraordinar și a și contracara comunismul și fascismul și dictatura, pentru că a asigurat ca oamenii să aibă spitale bune aproape pe gratis, tratamente pe gratis, călătorii cu tare, pensionare, ați văzut, în Germania e plină Europa. Ei, în acest moment, toată această parte de stat social, care a făcut ca Occidentul să nu mai fie amenințat de mișcări de stânga, de comuniste, toate acestea se duce de acolo, pentru că banii merg în armament. Și amărâtele a intrat Finlanda, Suedia. Bun, au intrat, dar intrând în NATO, ele se vor înarma. Și unde e socialismul ăla, unde cum să spun, te duci acolo și te ia și dacă ești om al străzii, te ia, te duce, te spală, te pune la un spital, într-o rezervă. Așa este, deci din punctul acesta de vedere, pe termen lung, sigur, se zice că suferă și Rusia. Și aveau statul bunăstării. Bun. V-am spus aseară și aici închei că în Veneția se va se decide ca cine intră în Veneția să plătească 10 euro. Deci dacă la intrare în oraș, dacă nu ai acte că stai la un hotel mai mult de o noapte, sau o noapte măcar, plătești 10 euro. E, în aceste condiții va fi mai greu să vă duceți și să vă plimbați. Eu am arătat și cu cu acea bocă de la Verita, am fost la Veneția, cum am filmat și făcând toate prostiile turistice, adică m-am plimbat cu ăla, cu gondola și am făcut și o călătorie și am și filmat, și o să vă arăt, dar pe Canale Grande. Asta este un fel de Calea Victoriei a Veneției. Este de apă. Deci imaginați-vă că primarul acolo, deci dacă ar fi Nicușor Dan, îl spune așa, domnule, sâmbăta și duminica pe canalul ăsta, care e Calea Victoria lor, nu mai circulă nicio mașină, adică nicio navă, așa, și vor circula numai venețieni, dacă se poate, cu trotinete. Și aici, în final, o să vedeți imediat ce am filmat eu, și eu m-am dus nu cu trotineta, cu vasul, și am filmat și să vedeți cum arată cu ce se vede de pe Calea Victoriei a lor. Cineva în Italia, și aici vă întreb, poate, mi-a spus că în Italia circulă o vorbă și anume suflet venețian, adică venețienii întruchipează toată șmecheria, cum ar fi la noi ciolacul, să zice. Bun, dacă noastră ați auzit asta sau poate cei care mi-a zis a născocit această formulă, să-mi spuneți, eu îi cred, venețieni, negustori, o ferească Dumnezeu. Bine, mulțumesc, veți vedea plimbarea pe Calea Victoriei, dar fără trotinetă, a Veneției.